lui Dumnezeu cel întreime închinat, după ce am străbătut cu folos calea Apostolului celui mare, ne-am învrednicit să ajungem iarăși la sărbătoarea sărbătorilor și praznic al praznicelor, învierea Domnului nostru Iisus Hristos sau sărbătoarea Sfintelor Paști. Sufletele noastre vibrează și în acest an de bucuria acestei mărețe sărbători pe care am așteptat-o cu drag, sărbătoare care aduce în sufletul tuturor creștinilor pace, lumină, binecuvântare de la Mântuitorul cel care, biruitor, a ieșit din mormânt ca un mire din cămară și ne-a luminat pe noi oamenii, învățându-ne calea, adevărul și viața. Sărbătoarea Sfintelor Paști este cu adevărat o zi de bucurie, o zi de înălțare sufletească, o zi în care îl preamărim pe cel care, cu moartea pe moarte călcând, a biruit pentru totdeauna puterea acesteia și celor din morminte și nouă celor care ne aflăm în păcat și în întuneric, ne-a dăruit lumină și binecuvântare cerească. Se cuvine să petrecem așadar aceste frumoase zile ale Paștilor, cu soare în suflet, cu bucurie multă, făcând în același timp bucurie celor din jurul nostru și străduindu-ne în fiecare clipă și în fiecare ceas și în fiecare zi, ca viața noastră să fie cu adevărat o viață în care să înflorească alesele virtuți creștine, o viață de iertare, o viață de jertfernicie, o viață în care să răspândim în jurul nostru lumină, binecuvântare cerească și în același timp bunătate. Le dorim tuturor pulcenilor un praznic al Sfintelor Paști cu bucurie în suflet, iar Hristos cel răstignit și înviat să reverse în sufletul tuturora bucuria, pacea și binecuvântarea acestei sărbători pe care să o purtăm în sufletul nostru ca o candele nestinsă până la Paștile viitoare. Așadar, la mulți ani și Hristos a înviat tuturor!